dragii moșului. Ho, 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 Crăciun fericit! Atunci vii și la anul dacă ai fost bine. La mortul. Spuneți mie cum vă cheamă. Pe mine îmi cheamă Ruben. Roberto. Mă cheamă Diana. Matei. Matei și-a tot cumit tot? Matei, da. Ne aflăm în această zi minunată pentru copiii din Bereseul Mare, la Căminul Cultural, unde copilașii, la fel cum s-a întâmplat ieri în Săcălaz, copilașii din Bereseul Mare primesc acele cadouri specifice acestei perioade, cadouri care provin din donații, nu s-a folosit nici măcar un leu din banul public. Încercăm să mulțumim pe fiecare copilaș în parte, cu dulciuri și acele cadouri tip, dacă pot spune așa, cutie de pantofi care se practică în toată Europa. Cadouri primite de la prietenii comunei Săcălaz, de la prietenii, vă aduceți aminte de activitățile pe care aveam înainte de alegeri, Vio și prietenii, de la cei prieteni care au contribuit pentru ca această acțiune să aibă acest succes. Eu îl consider un succes. Vom vedea mâine, vom încheia la Bereseul Mic, unde mă aștept să vină copilașii. Tot mâine, în conferința de presă, o să facem o analiză acestei acțiuni, cu bune și cu rele, din care analiză vrem să învățăm. Învățăm pe parcurs, la anul va fi mult mai bine, vom fi mult mai bine organizați, pentru că avem tot anul înainte. Ca și ieri, ca și altă dată, să aveți încredere în noua administrație, pentru că facem spre binele comunității. Așa cum am promis, Moș Crăciun nu a uitat niciun copil din satele comunei Săcălaz.